Bun găsit tuturor și bun venit la Psihologie TV. Sunt psihologul Cezar Laurențiu Cioc. Așadar, ne-am întâlnit astăzi din nou aici pe canalul Psihologie TV pentru a dezbate teme legate de psihologie, de dezvoltare personală, comportamente, atitudini și așa mai departe. Tot ceea ce ține de ideea de psihic și de emoțional. Astăzi propun să discutăm despre o temă care mult timp a fost tabu și încă este. Tu cât timp reziști în abstinență, în lipsa activității sexuale? Cât reziști fără sex și care sunt simptomele care apar atunci când alegi sau ești nevoit, dintr-un motiv sau altul, să lași foarte mult timp să treacă fără a avea o manifestare de ordin sexual? Ei, prieteni, vremurile noastre au adus atât opțiunea de mare diversitate sexuală, dar și spectrul unei vieți în care nu faci sex cu lunile sau uneori chiar cu ani. În terminologia psihologică a limbii engleze a apărut termenul sexless marriages, căsătorii fără sex, în care cei doi componenți, să le spun așa, ai căsătoriei respective sau ai relației respective, de obicei căsătorie foarte lungă, de ordinul peste 10 ani și așa mai departe, nu mai fac sex unul cu celălalt, însă relația se păstrează pentru când există compatibilități de altă natură. Au proprietăți comune, au copii, alcătuiesc un cuplu care călătorește împreună, se dezvoltă social împreună, ajută la plata facturilor, tot așa împreună. Și astea sunt motive suficiente pentru a păstra o interacțiune, o căsătorie sau o relație, chiar dacă sexualitatea a tins să dispară sau a dispărut de tot. Se zice despre familiile astea aristocrate sau regale că se căsătoresc între ele pentru a păstra averea în sânul familiei, dar nu au nicio treabă sexuală unii cu ceilalți. Ei bine, exact așa se întâmplă. Uite, Lady Diana, spre exemplu, a fost singura care n-a acceptat treaba asta. Așa se ajunge însă și în restul căsătoriilor, când, practic, după niște ani se uzează atât de mult prin cunoaștere căsătoria sau relația respectivă, încât nu mai este posibilă activitatea sexuală între cei doi parteneri. El nu mai are erecție, iar pentru ea este dureros încercarea forțată a actului sexual cu partenerul ei. Dar ce faci? Așa se pune întrebarea. Ei bine, ai două opțiuni. Una ar fi să externalizezi serviciile, cum se spune astăzi, și a doua să trăiești în post și rugăciune, adică în abstinență. Dar care sunt urmările? Haideți să ne ocupăm, să le luăm pe rând. Începem cu externalizarea, așa cum am spus, adică să faci sex cu altcineva. Nu o să ne aplecăm mult pe tema asta, pentru că nu face parte din subiectul emisiunii de astăzi. Dar, pe scurt, se întâmplă ca oameni căsătoriți de foarte mult timp să găsească, fie să cadă de acord că pot să facă sex cu alte persoane, tocmai pentru că aș păstra și biologicul sănătos, pentru că au căzut de acord anterior că între ei nu mai funcționează latura asta, sau să fie așa un acord tacit, nimeni să nu întrebe și fiecare cumva să se descurce. Uite, au apărut și site-uri în alte țări în care se întâlnesc oameni căsătoriți doar pentru o activitate sexuală. Nu spun că e un lucru bun, spun care este trendul social al zilelor noastre. Deci pur și simplu spun, uite, eu sunt căsătorit, tu ești căsătorită, cu partenerul meu nu mai merge, la tine cu partenerul tău nu mai merge, ne întâlnim, rezolvăm problema și după care ne întoarcem la partenerul nostru. Este o tendință a vremurilor moderne, prieteni. Dar să revenim la oile noastre. Există și oameni care aleg abstinența. Aceasta este tema oficială a emisiunii de astăzi. Sunt oameni cu puternice valori morale, care ar simți o mare vinovăție dacă s-ar apropia sexual de altă persoană în afara partenerului lor de lungă durată și oficial. În majoritate e vorba de femei, dar se întâmplă comportamentul și se întâmplă să fie întâlnit și la bărbați.
deși ani de zile au încercat să aibă o viață sexuală funcțională cu partenerul, o activitate sexuală care să fie posibilă, în anumite cazuri aceasta nu mai este concret posibilă. El nu mai are erecție cu partenera de lungă durată, pe care o percepe ca pe o soră sau ca pe o mamă, au devenit deja frate-soră, iar pentru ea un eventual contact sexual impus sau autoimpus este dureros, este nelubrifiat și, per general, este neplăcut, inconfortabil. Și de aceea nu mai încearcă, tind să nu mai încerce. Și lucrurile astea nu se întâmplă pentru că n-a mers o dată sau de două ori. Se întâmplă pentru că nu a funcționat de-a lungul anilor. Practic, apar repetat pe parcursul anilor. Nu așa că nu merge acum sau că n-a mers data trecută. Se întâmplă din cauza efectului Westermarck, care spune că atâta timp cât oamenii conviețuiesc la comun foarte multă vreme, devin ca fratele și ca frate-soră. Au statutul de frate și de soră. Nu mai au statutul de parteneri erotici. Bun. Au ajuns la acest punct. Vor să-și păstreze relația, nu vor să renunțe la ea. Decizia este una a abstinenței pe fondul valorilor morale. Dar dacă ești încă un om tânăr, ești aflat la anii tinereții, cum se împacă decizia asta cu biologia ta? Asta este întrebarea focus a emisiunii de astăzi. Se justifică să lași anii ăștia de tinerețe să treacă în abstinență? Când ai putea cumva să-i umpli cu o viață sexuală diversificată, călcându-ți pe moralitate? Altă întrebare care te pune pe gânduri. Dar dacă îți spui, da, voi trăi în abstinență, cât poți să o faci și care sunt simptomele care apar la nivelul corpului tău? Păi, hai să enumerăm câteva. Nervozitatea ar fi primul simptom. Se spune despre un om când îl vezi foarte nervos că e nefe sau că e cu capsa pusă, o altă expresie care este legată cumva de nervozitatea cauzată de lipsa sexualității. Apar tulburările hormonale. Uite, când femeile merg la ginecolog, ginecologul verifică existența chisturilor ovariene sau la nivelul uterului și spun, păi aveți activitate sexuală? Nu prea. E, uite, chisturile respective apar din lipsa activității sexuale, una dintre cauze. Știi? Femeia respectivă spune, bine, dar eu nu sunt un animal, eu sunt un om moral. Nu vreau să mă axez pe asta. Și totuși, în ciuda acestei moralități, ginecologul, care este totuși un om de știință, recomandă activitatea sexuală pentru buna funcționare fiziologică și biologică a organismului. Mai apare pruritul. Pruritul este termenul medical al ideii de te mănâncă pielea. Pentru că zona genitală este puternic vascularizată, pentru că subconștient organismul are nevoie de activitate sexuală, vascularizează foarte puternic zona respectivă, circulația, viteza fluxului sanguin crește și apare faptul că te mănâncă pielea la propriu în zona respectivă și e neplăcut o vreme. Mai apar descărcările hormonale involuntare. Noaptea, spre exemplu, bărbații au descărcări hormonale, hormonale și orgasme noaptea în mod subconștient, chiar dacă ei aleg să nu facă sex. Și femeile la fel. La femei apar insomniile pe fondul gândului la activitatea sexuală. Apar visele erotice. Visele erotice monopolizează nopțile abstinentului. După niște luni sau chiar ani de abstinență, aproape în totalitate, pentru că subconștientul organismului dorește cumva să descarce tensiunea sexuală pe care în mod voit persoana respectivă o inhibă. Cam astea ar fi simptomele, primele simptome. Sigur că în funcție de fiecare individ în parte, simptomele pot fi diversificate. Uite, aștept informații și din partea ta. Se justifică moralitatea pentru a păstra abstinența de-a lungul timpului și dacă da, cum reușești să o faci? Explicați-ne
și nouă pentru a avea mai multe cunoștințe, pentru a beneficia unii de experiența celorlalți. Sunt psihologul Cezar Laurențiu Cioc. Ne auzim și data viitoare tot aici la Psihologie TV. Până atunci, numai bine!